Asta o frații mei, aici am dat puțin mai repede înainte, să nu vă țin prea mult, ca să nu vă plictisesc. Aici am pus crâncuțele în pom, ca să scrâncii care le dai jos și le-am montat, să zic așa, și a trebuit să le întind. Fiecare crânguță, frumos, în parte, de sus până jos, ca să iasă cum trebuie. Hai, da. După aceea o să urmeze restul de instalație, globulețe. O să-l fac... Și anul trecut l-am avut alb, tot, numai alb, dar am mai avut și ceva cu roșu și betală, am mai avut. Anul ăsta nu e mai bun, betală și globulețe roșii și chestii. Să pun doar globuri albe și funde și chestii de genul. N-am mai pus pe fundal ce melodie era, sau de, adică ce sunet ar fi avut clipul, că s-auzea numai melodii de copii mici, patralala, și am zis să nu mai pun, mai bine să vorbesc eu decât să auziți... Na, melodii de copii. Plus că cei de la YouTube mi-l închideau pe videoclip și am zis mai bine să vorbesc eu, să vă explic așa în ce și cum. După ce le... Din ce vedeți, mai am câteva crânguțe. Și terminăm cu întinsul de crânguțe, cu aranjatul. Și am jos la... O să vedeți voi la, spre finalul clipului, jos la baza unde e suportul pomului, la baza acolo. O să vină cu un înveliș de la special pentru... Să astupe suportul. O să pun câteva cacadouri. Da, la mișto, vă dați seama, nu o să fie nimic în ele. După aceea va veni, când vine moșul, va veni cadourile pe lângă. Văd că tot mai am. N-am nici cum să vă pun o melodie, că cu programul care editez eu au melodii din aplicații și iar nu-i bine. Eu zic că e destul de... Ok, așa să vorbesc eu decât să vă pun o melodie să vă plictisesc. Ce mai face eu pe acolo? Nu știu ce mai făceam în spate pe acolo. Cred că tot la crânguțele astea să le aranjez. Cu siguranță. Cred că aici terminasem de aranjat crânguțele. Da. Aici începusem să întind practic instalația. Eu așa mă întind, cum vedeți. Mă țin în mână game și o întind peste tot.
Aici am, eu nu folosesc multe instalații, că nu-mi place. Am două culori, un roșu și albastru, și care luminează mai puțin, așa, nu tare să-ți iau ochii. Nu-mi plac multe de-astea ieșit din comun, colorate, ca naiba să mai înțelegi nimic. După ce pun instalațiile, roșu și albastru, vine mai final. Aici, practic, era cât de cât împodobit, nu era gata, iar aici este gata. Aici încercam să îi pun steluța, steaua surăsare, ca o taină mare. Da, îi punem steluța. Eu zic că se vede mai bine cu instalația în două culori sau chiar și o culoare. E altceva. Am mai răsfățat și un pic. Vă arătam că e ok. It's ok. Practic. Hai, da. Eu zic că a ieșit foarte frumos până aici. Vă mai am, cum v-am zis, pe să stopăm suportul ăla de stă bradul cu acele materiale care sunt rotunde așa. Practic aici dansăm un pic na, de bucurie, vă dați seama că vine Crăciunul. Să vină Crăciunul, dacă tot e Crăciun, corect. Nu știu cum se vede în filmare, dar eu cred că va place, nu? Oricum, la final am zis că o să vreau pe Instagram care vreți să-mi dați poze cu toți care aveți bradul făcut și vreți să-mi dați poze. Trimiteți-mi, fac un vlog cu toate bradurile și vă dau note. Și vedem care a câștigat din toți. Așa se vede pe întuneric bradul meu. Cum vă ziceam, nu bate așa de tare luminile alea să te chiorescă. Eu zic că e foarte frumos așa. Ca să pot să înțeleg și un pic din globul și toate cele. E ok. Uitați ce frumos să văd. Adică puteți să înțelegeți și că e o instalație în spatele globurilor și a fundelor și ce mai sunt în pom. Așa, dacă bătea mai tare instalația, vă garantez eu că se vedea ciudat. Sau dacă pune instalație chiar mai multe culori. Așa, cum vedeți și telefonul, trimează foarte bine. Unde se pare, frații mei, pomul meu? Asta e pom cu steluță fundiță, cu două cacadouri, bine, mai vin cacadouri și încolo, dar de moșii, așa. Asta e făcut de soția mea. Făcut chiar de ea din șosetă, cu orez, cu... Am clipul de am fost în Jumbo. Pentru astea. Tot căutaia în Jumbo una alta. Practic, asta e pomul nostru, a familiei. Eu zic că se vede frumos. Acum dați-mi și voi pe Instagram cât o poză, dacă vreți, cu pomurile voastre, să vedem cum le-ați făcut și voi. Poate a ieșit frumos, poate a ieșit urât, nu, depinde cum vreți să faceți. Eu pomul l-am avut de anul trecut,
Și bine, în fiecare an, ăsta l-am mai făcut eu. L-am aranjat că era mai urât decât e acum. Și cam asta e pomul, fraților. Nu-mi place multe instalații în pom, că se vede urât. Mai bine să vadă astea albe decât instalații. Deci cam asta e pomul meu. Haideți, trimiteți-mi pe Instagram poze cu ce pom v-ați făcut anul ăsta. Și vă dau note. Care îmi trimiteți, vă dau nota. Și poate facem și vlog cu toate, toți care îmi trimiteți poze. O să vă zic și o să fac live direct cu note la pozele voastre cu ce pom v-ați făcut. Aștept pe Instagram mesaje.